seara, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Avem sub 1000 de infectați la început de săptămână, mai exact 965, 101 au fost confirmați astăzi, iar 4 oameni au murit. Guvernul s-a răzgândit și trimite din nou bugetarii în vacanță de mâine, asta în condițiile în care astăzi ei au fost scoși la muncă. Oamenii spun că nu mai înțeleg nimic. Ion Chicu califică drept glamuroase declarațiile pacientei de la Soroca după ce aceasta s-a plâns de condițiile mizerabile din spital. Între timp, femeia spune că situația s-a schimbat după ce a ajuns în atenția presei. O asistentă de la judecătoria Buiucan este infectată cu COVID-19. Cu toate acestea, instituția își continuă activitatea. Subiectul a devenit motiv de dispută politică. Mai puține teste, mai puțini infectați, 101 cazuri noi de coronavirus au fost anunțate astăzi, dar și 4 decese, inclusiv al unui tânăr de 30 de ani. 19 oameni au murit deja de COVID-19, iar 37 au fost tratați. 101 cazuri noi avem astăzi, în condițiile în care 192 de teste au fost făcute. De fapt, nu putem să ne dăm seama dacă scade numărul celor infectați, având în vedere că tot mai puține teste sunt efectuate. Astfel, dacă e să analizăm dinamica ultimelor zile, vedem că atunci când a fost atins numărul maxim de îmbolnăviri, 161, și numărul testelor a fost de peste 600. Ieri, din 349 de teste, pozitive au fost 112. Iar astăzi, la și mai puține teste, 101 au ieșit pozitive. Ministrul Sănătății are o explicație. Au fost prelevate mai puține teste pentru că ieri nu au lucrat laboratoarele private, așa că au fost procesate doar cele din laboratorul ANSP. Totodată, tot mai mulți oameni mor de coronavirus. Avem deja 19 decese, 2 au fost anunțate dimineața. Este vorba despre o femeie de 81 de ani din Călăraș și un bărbat de 78 de ani. Încă 2 oameni au murit până în seară. Este vorba despre o persoană de 30 de ani din Chișinău, persoană care suferea de diabet zaharat tip 1, cea de-a doua de 70 de ani din Ștefan Vodă, persoană care avea și alte probleme. 76 de infectați se află în stare gravă, iar 10 sunt conectați la aparate de ventilare. În același timp, ieri au fost externate 7 persoane de la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă după ce au fost tratate. Положительно на сегодня это то, что увеличение количества случаев, оно не резкое, оно плавное. И это опять же дает возможность лучше подготовить систему. Тот призыв «сидим дома», он должен соблюдаться без каких-либо исключений, кроме тех, которые жизненно необходимы. Astăzi în țară sunt 965 de persoane testate pozitiv la coronavirus. În Chișinău se atestă peste 300 de cazuri. Pe locul 2 rămâne Ștefan Vodă, urmat de Soroca. În stânga Nistrului sunt 47 de cazuri și 30 la Cahul. Tratați avem 37 de oameni. Stați acasă, ieșiți la muncă, stați din nou acasă. Autoritățile au scos astăzi bugetarii la serviciu pentru ca de mâine să-i trimită din nou acasă pentru 2 săptămâni. Orașul era astăzi plin de oameni, de parcă virusul nici n-ar exista. Unii angajați spun că nu mai înțeleg cum să iau aceste decizii și sugerează responsabililor să se mai consulte și cu ei. Pline de mașini, iar trotuarele de oameni. După câteva zile în care parcă timpul s-a oprit în loc, orașul a prins viață astăzi. Asta după ce autoritățile au decis să scoată angajații din sistemul bugetar la muncă. Această femeie este angajată la Poșta Moldovei și spune că nu mai înțelege cum autoritățile iau decizii. Nihto ничего не знает. Вот как бы решение принимается, но до конца ничего не дорабатывается. Вся проблема правительства то, что нет определённой системы. Всё время стихийно. Вот мы сидим и ждём. Решение непонятно, вот выйдем, не выйдем на работу, надо, не надо, и зарплату будут платить, не будут платить. Естественно, как будут платить зарплату, если мы не будем работать? Femeia susține că acum autoritățile trebuie să se consulte și cu oamenii. То же самое, как и в Италии. Когда там людям говорили карантин, они то ходили, то не ходили, то знали, то не знали, пока не разразилась проблема. Вся
у нас проблемы идут глубоко из постсоветского пространства. А правительство просто, его проблема в том, что оно с людьми не советуется. Все считают, что они самые умные. Очень обидно, что так поступают. Am întâlnit și lucrători care nici măcar nu știu ce vor face mâine. Eu nu știu precis, nu. Nu aș nu dăi sunet. Iar printre aceștia s-au găsit și cetățeni cu alte nemulțumiri. Ia ca ne-am dus să căutăm ca șomer și ne poartă la Botanica la în centru, închis în centru, ne ducem la tele în centru. Care adevărul? Nu doar la stații era ambulzeală, pe străzi s-au format ambuteiaje, ceea ce de mult nu a mai fost în Chișinău. Autorul acestui video susține că nu s-a așteptat să vadă atâtea mașini pe timp de carantină. După ce decizia de a scoate oamenii la muncă a fost criticată dur, astăzi autoritățile s-au răzgândit, iar de mâine bugetarii vor sta din nou acasă. S-a decis ca perioada 07 aprilie, 17 aprilie să fie declarate zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar și instituțiile, autoritățile publice la autogestiune. Această perioadă, după necesitate, poate să fie extinsă și până la 28 aprilie. În același timp, premierul a anunțat că toate aceste zile libere vor trebui ulterior recuperate, iar bugetarii vor fi nevoiți să lucreze câte 6 zile pe săptămână. Decizia nu-i vizează pe medici, polițiști și profesori care vor continua lecțiile cu predare online. Iar după câteva săptămâni de neclaritate în ceea ce privește activitatea saloanelor de frumusețe în timpul carantinei, având în vedere că ministrul finanțelor a anunțat că acestea nu au restricții atât timp cât respectă normele igienice, astăzi Ion Chicu a făcut lumină. Premierul a anunțat că de mâine acestea sunt obligate oficial să pună lacătul la ușă. Odată cu instituirea stării de urgență, adică pe 15 martie, în afară de magazinele alimentare, bănci și farmacii, agenții economici nu au voie să lucreze. Starea de urgență se încheie pe 15 mai. Măsuri mai stricte au fost luate în blocul de la Buiucan, pus în carantină acum câteva zile. Polițiștii stau cu ochii pe locatari, ce spun aceștia, vedeți în continuare. O asistentă de la judecătoria Buiucan a fost confirmată pozitiv la COVID-19, totuși instituția nu a fost pusă în carantină, iar oamenii care muncesc acolo își continuă activitatea. Am găsit astăzi instanța deschisă, dar când am încercat să vorbim cu angajații, ni s-a închis ușa în nas și ni s-a spus că e carantină. Bună ziua! Am ajuns aici, instituția era deschisă, dar imediat ce am încercat să intrăm înăuntru, omul de la pază ne-a închis ușa în nas și a încuiat-o pe dinăuntru. Acest bărbat care aștepta pe scările de la intrare când am ajuns acolo avea nevoie de niște ștampile într-un document. Te-a spus să aștept, eu știu și planurile. Ulterior, un alt bărbat a fost lăsat să intre, iar pază ne-a spus... Ați venit cu 13 întrebări. Dar instituția aici lucrează? Nu. Carantină. Între timp, în interior, oamenii se mișcau dintr-o parte în alta. Pe acest subiect, deputatul Sergiu Litvinenko și ministrul Justiției Fadei Nagacevski și-au aruncat replici pe Facebook. Litvinenko susține că autoritățile nu au reacționat adecvat. Între altele, grefierul confirmat cu COVID-19 până la constatarea infectării a fost în contact cu mai mulți angajați ai judecătoriei, participând și la mai multe ședințe de judecată. A scris deputatul PAS. Nu a trecut mult și Fadei Nagacevski a reacționat. Acesta susține că tot ce a scris Sergiu Litvinenko este un fals. Inventează orice, numai să-i vedem că luptă alături de noi pentru binele nostru. Asistent judiciar, domnule Litvinenko, și nu grefier. Cazul nu e de azi. Persoana bolnavă și cele cu care a intrat în contact sunt izolate. Autoritățile au intervenit consolidat, ținând cont de domeniul de competență, a punctat Nagacevski. Ministrul însă nu a menționat dacă va fi sau nu pusă instituția în carantină, iar la telefon nu ne-a răspuns pentru a comenta. Cine dă mai mult? După ce Igor Dodon a anunțat că medicii vor primi câte 16.000 de lei dacă se îmbolnăvesc de COVID-19, Renato Usatăi le promite câte 1.000 de dolari tuturor doctorilor de la Bălți. Pentru asta, primarul de Bălți este gata să-și scoată la vânzare mașina de lux. Не надо, уважаемые, любимые врачи, ждать, чтобы вы заболели и тогда получить то, что заявил Дадон 2 недели назад, 16 тысяч лей. Primarul de la Бălți afirmă că el dă mai mult. За апрель месяц вы от меня лично получите, каждый врач будет получать 1000 долларов США в месяц,
Каждая медсестра будет получать сумму 400 долларов в месяц, и каждая санитарка будет получать 250 долларов в месяц. Pentru care și el un salariu mic, Усати se jură că își vinde mașina de marcă Rolls-Royce. Я принял решение сегодня, значит, продать свой автомобиль Rolls-Royce. Деньги, которые получу с продажи этого автомобиля, я оплачу работу врачей в Бельцах. Усати mai spune că hotelul din Bălți va fi folosit pentru cazarea medicilor din municipiu. La Bălți a fost înregistrat un singur caz de îmbolnăvire cu noul virus. Nici o zi fără probleme în spitalele din țară. O femeie se plânge că medicii din Glodeni au tratat-o cu neglijență pe mama ei, care fiind în stare gravă a fost alungată din spital. Ulterior, aceasta a fost internată din nou, deja că suspecta la coronavirus. Administrația spitalului spune că pacienta a fost internată căci nu avea simptome de COVID-19 și se trata de la o altă maladie. Femeia de 69 de ani, originară din Caminca, a fost internată pe 1 aprilie la Spitalul Glodeni cu paralizie cerebrală. Peste 3 zile ar fi fost alungată acasă, căci în instituția medicală s-a introdus regim de carantină. Despre toate acestea povestește fiica acesteia. V-am chipuit dacă primie curătorii, primie tratament și mi-a dat o recetă, două pastile să-i dau, cum cu paralizmul. Fica bolnavei spune că nu a fost oferită nici măcar o ambulanță pentru a transporta mama acasă, iar acasă n-a fost supravegheată nici de un medic. Eu ce fac cu mama paralizată acasă? Am sunat la medici, nimeni nu vine acasă, fiindcă noi am fost în contact. Fac curătoare, oriceva, ori. Femeia susține că împreună cu tatăl ei a avut grijă de mama până când starea ei de sănătate s-a înrăutățit. S-a ridicat ieri febra. Și-am chemat ambulanță. Astăzi femeia a fost testată la COVID-19 și așteaptă rezultatele. S-a dovedit că a avut contact cu un lucrător medical al spitalului din Glodeni, testat pozitiv la coronavirus. Fica bolnavei spune că acum este în autoizolare în satul de Baștină, departe de copii aflați în alt sat. Eu nu m-am dus să infectez copiii. Stau aici de mă, sunt responsabilă, sunt conștientă de chestia asta. Directorul Spitalului Regional din Glodeni susține că atunci au fost externați cei care nu aveau simptome de coronavirus. Pacienții, când a fost externat acasă, ei nu au avut clinică de suspecte la COVID. Au avut patologie care a fost spitalizată. Peste 3-4 zile s-a apărut simptome de COVID. În Spitalul din Glodeni sunt internate 13 persoane confirmate cu COVID și 13 suspecte. Iar secția terapie din cadrul instituției medicale a fost închisă după ce mai mulți lucrători medicali au fost testați pozitiv la coronavirus. Nu are sens să facem live-uri glamuroase, este reacția premierului Ion Chicu la faptul că ieri o femeie din Soroca infectată cu COVID-19 s-a plâns de condițiile mizerabile din spital. Astăzi pacienta a anunțat că situația ei s-a schimbat, a fost mutată într-o secție mai civilizată, iar atitudinea personalului medical e altfel. Noi suntem aici lăsați că niște gunoaie. Nu ne se permite să ieșim la viceu toți odată și una din reacția acestui COVID, adică un simptom, mai este și o diaree, care nu poate fi controlat și eu nu pot să-i sun lui doamna infermieră să ies doar când îmi dă ea voie la viceu. Sau ni s-a propus să ne se aducă o căldare. O doamnă care arată foarte bine, slavă Domnului, este indignată că nu are apă, nu știu ce acolo. Da, stimați și concetățeni, sistemul medical al Republicii Moldova este în starea în care este. Nu este sens acum de făcut live-uri glamuroase cu starea precară a spitalelor, pentru că da, starea este precară. După ce cazul său a ajuns în atenția presei, astăzi femeia a anunțat că situația s-a schimbat. Suntem transferați în secție din chirurgie din deal. Totul e bine. Avem baie și viceul la salon. Ni se administrează pastile. A fost medic și am vorbit dimineață cu medicul. Ne-a prezentat, ne-a spus cum a să fim tratați, care este metoda. Pentru condițiile din spitale, Chicu dă vina pe guvernările de până acum, care nu au acordat atenția necesară sistemului medical în ultimii ani. Culegem roadele atenției și prioritizării pe care statul Republica Moldova a acordat acestui domeniu de 30 de ani, dar în special în ultimii 10 ani. O replică mai specială a avut pentru fostul ministru al sănătății din guvernul condus de Maia Sandu, Alan Emerenco. Deciziile acestei doamne, practic, au distrus sistemul medical în ultima perioadă. Dacă stimata doamnă nu sabota procurarea 170 de ambulanțe noi din creditul Băncii Consiliului Europei,
pe achiziții organizate și monitorizate de banca aceasta europeană, noi asta să avem cu 170 de amulații noi, performante, sigure mai mult. Fostul ministru al sănătății ne-a spus că nu va comenta declarațiile lui Chicu pe care le-a numit aberante. În același timp, premierul a anunțat că va începe testarea tuturor cadrelor medicale, asta în condițiile în care o treime din numărul celor infectați sunt anume lucrători medicali. În primul rând, vor fi testați toți medicii de la Soroca și Ștefan Vodă, susține Chicu. În acest sens, statul va încheia și un contract cu laboratoarele private, pentru că au capacități și au sporit calitatea serviciilor prestate și cred că noi putem majora, ridica până la o cifră de 1000 de teste pe zi, ca să testăm în primul rând medicii. Totodată, pacienții cu forme ușoare ale virusului ar putea fi tratați acasă, iar autoritățile se gândesc cum ar putea implementa asta. Cu siguranță nimeni nu se mai grăbește acum să cumpere din timp foi pentru vacanța de vară. De altfel, agențiile de turism sunt într-un mare impas. Toți suntem în pierdere, nu numai că turiștii sunt pierdere. Ce se va întâmpla cu cei care și-au plătit deja anumite călătorii, vă spunem în jurnal. Un singur membru al familiei poate ieși până la magazin sau farmacie timp de jumătate de oră, iar polițiștii le urmăresc toate mișcările. Măsurile au fost luate în blocul de la Buiucani, plasat în carantină încă vineri, după confirmarea a 3 cazuri de COVID-19. Carantina a fost instituită în acest bloc cu 6 etaje din sectorul Buiucani încă de vineri. Atunci, la fața locului nu era niciun echipaj al poliției, iar locatarii spuneau că nici dezinfecție nu s-a făcut. Acum, în jurul acestui bloc sunt două echipaje ale poliției, iar un singur membru al familiei poate ieși până la magazin sau farmacie pentru 30 de minute. Când ies din bloc, oamenii legii le dau un permis unde este scrisă ora plecării, dar și cea a venirii. Dacă nu respectă termenul, ei sunt sancționați. Clădirea este un fost cămin, așa că bucătăria și baia sunt comune, ne povestește această tânără care stătea la geam. Mai spune că ieșind din cameră de nas în nas cu vecinii. Nu-i corect asta, că pe magazin testeze toți, care au simptome, se scoate din cămin. Dacă le țin în carantină, asta nu-i carantină, asta e incubată. Tânăra afirmă că oamenilor le este frică, chiar dacă sunt închiși în bloc. Suntem foarte mulți în cămin, nu suntem doar 5-7 persoane. Și până la bucătărie, bucătărie nu avem mâncare. Și pe acest tată l-am surprins la balcon împreună cu cei doi copii. În carantină are mai mult timp pentru ei, spune acesta. Cu copiii? Da, o zi, cred, jumătate de oră am scos în afară. Eu spun sincer, nu m-am putut să stau. De ce nu v-ați plictisit? Uite, sunt copiii, avem... Totuși, o dată pe zi, un membru al familiei poate ieși până la magazin sau farmacie doar pentru 30 de minute. Am vorbit cu toate magazinele din preajmă, din preajma blocului locativ, ca oamenii care vin cu declarația de ieșire din domiciliu să aibă drept prioritar ca să nu piardă timpul. Restricția a fost instituită pe un termen de 14 zile, iar ultimii 3 infectați din acest bloc au fost înregistrați vineri. Numărul total al cazurilor de infectări cu coronavirus este la nivel mondial de aproape 1,3 milioane. Numărul deceselor a ajuns la circa 70.000. Peste 260.000 de oameni s-au vindecat. În Statele Unite, cu circa 340.000 de îmbolnăviri, situația continuă să fie extrem de gravă. Cea mai afectată regiune rămâne a fi New Yorkul. So we're now in the critical care area of the emergency department. Everyone that's in here today is here due to breathing problems. I need 45,000 doctors, nurses, respiratory therapists. Vestea proastă este însă că vin vremuri și mai grele. Things are going to get bad and we need to be prepared for that. It is going to be shocking to some. It certainly is really disturbing to see that. În Florida, doi soți care erau căsătoriți de 50 de ani au murit la o distanță de 6 minute unul de altul. Fiul acestora a spus că și-ar dori ca oamenii să înțeleagă și să ia măsuri de precauție. Marea Britanie anunță și ea că se îndreaptă spre cele mai dificile săptămâni. Premierul britanic este încă în spital, el fiind internat aseară. Medicii spun că acesta a fost spitalizat pentru că la 10 zile după ce a fost depistat pozitiv, febra nu cedează. Boris Johnson conduce însă în continuare activitatea guvernului. Regina Marii Britanii a avut o adresă sare către națiune în care a mulțumit medicilor. I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. A time of disruption in the life of our country. A disruption that has brought grief to some, financial difficulties to many,
and enormous changes to the daily lives of us all. Germania, cu peste 100.000 de cazuri de îmbolnăvire, a anunțat că înregistrează un regres. Nemții tratează deja pacienți din țările vecine. Ei au amenajat un spital într-un avion și zboară în Franța și în Italia, de unde aduc pacienți pentru a-i trata. În timp ce Germania sare în ajutorul altor state, presa germană scrie că administrația Trump a oferit sume mari de bani pentru a obține acces exclusiv la un vaccin dezvoltat de o companie germană. Trump ar fi încercat să cumpere întreaga companie, cu tot cu filialele sale, cu scopul de a-i muta activitatea în Statele Unite și a dezvolta un vaccin doar pentru americani, scrie presa germană. Guvernul german a precizat că îi oferă companiei stimulente financiare pentru a o determina să rămână în Germania. Trenurile din India, acolo unde se află cea mai veche rețea feroviară, au fost suspendate pentru prima dată în 167 de ani. Acestea au fost transformate în spitale ca măsură împotriva pandemiei de coronavirus, transmite CNN. Toate cele 20.000 de vagoane au devenit saloane de izolare pentru bolnavii de COVID-19. În India au fost înregistrați peste 4.000 de bolnavi și mai mult de 100 de decese. Numărul cazurilor confirmate este relativ mic pentru o națiune cu circa 1,3 miliarde de locuitori. Chiar și înainte să depună jurământul lui Hipocrate, sunt chemați să dea o mână de ajutor. Studenții de la Universitatea de Medicină sunt îndemnați să devină voluntari în lupta cu COVID-19. Unii au și făcut-o deja, răspund la linia verde a ANSP-ului sau au devenit infermieri. 96 de studenți voluntari au intrat deja în lupta cu temutul COVID-19. Inițiativa a fost chiar a Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină, care au făcut o postare în acest sens pe Facebook. Un grup de 7 studenți au oferit suport personalului medical de la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii din Chișinău, anii 4-6, în calitate de asistenți medicali. Studenții de la anii 1-3 activează în calitate de infermieri. Voluntarii sunt antrenați în tot felul de activități. Fie asamblează viziere, fie sunt operatori la linia verde. Timp de 4 zile, 50 de studenți voluntari ai universității noastre au asamblat viziere pentru personalul medical din instituțiile medico-sanitare publice din țară. 17 studenți voluntari fac de gardă, 24 din 24, în calitate de operatori la linia verde. Și medicii de la centrul COVID-19 de la Moldexpo au solicitat ajutorul celor de la universitate. La această solicitare, universitatea a răspuns delegând 5 medici rezidenți de la specialitatea medicină de laborator, totodată alți 11 studenți ai universității noastre, după ce vor urma un instructaj corespunzător, vor activa ca operator la registratură. Studenții din anul 3 vor fi repartizați în toate raioanele pentru a activa în calitate de operator la linia verde, chiar de acasă. Cheltuielile telefonice ale acestora vor fi suportate de unul dintre operatorii de telefonie mobilă din țară. Studenții vor fi instruiți corespunzător, ei se vor afla la domiciliu, la locul lor de reședință și vor asista telefonic persoanele care vor apela la linia verde. Astăzi, autoritățile au anunțat că și sala polivalentă din Chișinău ar putea fi pregătită pentru pacienții COVID. Probabil cea mai afectată industrie de COVID-19 este cea a turismului. Țările s-au izolat, iar zboruri nu se mai fac. Astfel, agențiile de turism se gândesc să se închidă, iar unele deja au făcut-o și s-au reorientat spre alte activități. Dacă alte domenii ale economiei se mențin încă pe linia de plutire, atunci turismul e în comă sigură. Sezonul este tot anul, dar acum este cel mai activ și, cu părere de rău, așa pe neașteptate, totul s-a oprit în loc. Agențiile de turism cred că au fost primele care au căzut pradă acestui viciu și din luna februarie s-au început practic toate anulările. Proprietarii agențiilor de turism spun că în această perioadă sunt nevoiți să reducă numărul angajaților și să anuleze toate vacanțele planificate pentru întreg anul, întrucât pierderile îi depășesc. Luna aprilie deja avem plan să facem sau concedieri forțate sau activitatea o sistem. Toți suntem în pierdere, nu numai că turiștii sunt pierdere. În situația actuală, unii au decis pur și simplu să-și schimbe profilul. Avem un magazin online unde ne străim să ajutăm producătorii și le ajutăm să-și promoveze produsele. Oricum avem o echipă mare de personal care până acum practic nu a stat deloc și într-un moment s-a stopat toată afacerea în turism. Deci trebuie să-l trimitem oamenii acasă, încercăm ceva să ocupăm. Odată cu anularea tuturor vacanțelor, turiștii au posibilitatea să-și primească banii înapoi sau să-și reprogrameze călătoriile. Companiile rambursează în formă de voucher
care poate ulterior fi folosită sau în sau reprogramăm pe altă perioadă. Sau, de exemplu, un grup de copii au vrut să meargă în Bulgaria la festival, să participe din 14 iunie. Normal, festivalul nu o să mai aibă loc. Banii sunt plătiți în întregime, că aceasta a fost condiția hotelului, deoarece ne-a dat la un preț foarte bun. Și atunci, acum mai discutăm cu hotelul, căutăm căi de rezolvare acestei probleme pentru ca să întoarcem banii copiilor înapoi. A avut planificat un city break în Paris pentru sfârșitul lunii martie. Am fost contactați de la agenție și ni s-au spus că nu va fi posibil să mergem în perioada dată. Am întrebat dacă este posibil o rambursare, dar odată ni s-a propus că putem cumva să amânăm. Am decis dacă este posibil măcar să amânăm pentru o perioadă mai târzie. Atunci amânăm pur și simplu. Dacă unii oameni sunt înțelegători și se conformează, alții au și reclamații. Sunt clienți care înțeleg situația, dar sunt și clienți care poate să-ți vorbească urât și el are o singură frază, întoarcem banii înapoi. Acum agențiile de turism îi invită pe moldoveni să călătorească în Moldova. Invităm toți cetățenii Moldovii, oaspeții care vor fi aici, să viziteze Moldova. Noi avem și ghizi pregătiți pentru a prezenta Moldova și așa că o să facem diferite programe și o să călătorim prin Moldova. Măsurile care au fost întreprinse, ele sunt binevenite, dar nu sunt destule. Și același șomaj care a fost anunțat să fie achitat de stat salariul minim pe economie. E o soluție. Criza e și în domeniul vinicol, unde pe lângă pandemie zilele acestea au mai lovit și înghețurile de noapte. Toate livrările sunt pe stand-by și nu iese producția noastră din depozit din diferite motive și deja de pe acum știm care vor fi primele pierderi. Vinificatorii estimează deja niște pierderi, cât de mari sunt acestea, aflați în câteva minute la știri. Platforma Demnitate și Adevăr va ataca la Curtea Constituțională trei subiecte din proiectul de lege privind angajarea răspunderii guvernului Chicu. Vrem să contestăm câteva lucruri care după noi s-au întâmplat fără nicio argumentare și care sunt menite sau prezintă un risc sporit că alături de combaterea coronavirusului să fie implementate alte coronascheme cu tentă economică. Asta subiectul cu duty free. Subiectul cu modificarea la lege cu privire la controlul tutunului și subiectul ce ține de introducerea altui mecanism și altor denumiri la taxele locale. În proiectul de lege de asumare a răspunderii, guvernului Chicu a aprobat acum o săptămână, care vizează în special susținerea agenților economici, s-au strecurat și câteva prevederi pe care opoziția le consideră capcane. Printre ele se numără și amânarea aplicării unui nou alineat în legea privind controlul tutunului, și anume ca produsele de tutungerie să nu fie vizibile în vitrinele magazinelor. De șoferi de ambulanță de la spitalul din Dubăsari au fost reținuți de miliția transnistreană. Cu detalii vine colega noastră, Daniela Andreev. Daniela, bună seara! Bună seara, Tatiana! Bună seara, doamnelor și domnilor! Asociația Promolex a anunțat într-un apel public că acest lucru s-a întâmplat în dimineața de 3 aprilie. Ambii bărbați locuitori ai satului Molovata 9 din raionul Dubăsari se aflau în orașul Dubăsari. Aceștia urmau să intre în tura de zi la serviciul pe care l-au unul deja de 36 de ani, iar altul de 5 ani, când au fost reținuți de reprezentanții miliției din Dubăsari. Ambii bărbați activau în calitate de șoferi de ambulanță la Spitalul Raional Central din Dubăsari, secția Serviciul de Urgență. Asociația Promolex accentuează faptul că pe timpul epidemiei, autoritățile de pe ambele maluri ale Nistrului trebuie să coordoneze astfel situația încât să nu apară obstacole nejustificate atunci când este vorba de prevenirea virusului, dar mai ales de tratarea pacienților.
Totodată, reprezentanții Asociației Promolex anunță că de când a fost instituită stare de urgență în regiunea transnistreană, adică din 17 martie, autoritățile de acolo au continuat să îngrădească drepturile omului. Totodată, reprezentanții asociației au făcut apel către autoritățile noastre să întreprindă măsuri urgente pentru a-i elibera pe cei doi bărbați, iar procuratorii au cerut să investigheze acest caz. Nu în ultimul rând, au cerut misiunilor diplomatice de la noi să urmărească cu atenție ce se întâmplă. Deocamdată, acestea au fost informațiile. Tatiana? Daniela, îți mulțumesc. Întreprinderea municipală Infocom, care se ocupă cu elaborarea facturilor pentru serviciile comunale pentru tot municipiul Chișinău, are un nou director. Este vorba despre Andrei Stoianov, fostul șef. Ion Mărgineanu a fost eliberat. Mi s-a cerut să transmit baza de date la un SRL. Și am depus cerere, fiindcă n-am dorit să fac acest lucru. Este patrimoniul municipalității. Am fost convins frumos. Consilierii Partidului Liberal consideră că acesta a fost șantajat și impus să demisioneze la inițiativa primarului, care neagă acuzațiile, motivând că Mărgineanu a scris cererea de demisie benevol. Ion Mărgineanu a fost directorul întreprinderii Infocom timp de 20 de ani. Flăcări în sectorul Râșcani, unde un apartament a luat foc în această după-amiază. Nimeni nu era în interior, iar martorii alertați de vâlvătaia puternică au chemat pompierii. Nu se știe deocamdată cauza incendiului. Focul a izbucnit în jurul orei 15. Unul dintre martori, care și-a lăsat mașina parcată în zona, a chemat pompierii când a văzut flăcările puternice. Квартира эта уже полыхала, но буквально через минуты 3-4 приехали пожарные. Ничего не взрывалось, ничего, как бы просто едкий дым большой был. Totodată, mai mulți locatari au fost evacuați pentru a evita intoxicarea cu fum. Oamenii și-au lăsat bunurile și au ieșit afară în grabă. Minim a bătut vecina în ușă și eu am ieșit repede. Această femeie lucrează într-un magazin de alături. Văzând incendiul, de frică, a închis totul și a ieșit afară. S-a început foarte repede, era foarte flăcări foarte mari de la mult de balcon decât din apartament. Foarte era strașnic, era niște flăcări mari. Potrivit pompierilor, în apartament nu se afla nicio persoană. Nu se știe de la ce a pornit totul, dar mai multe bunuri au ars în totalitate. Autoritățile nu vor renunța la reconstrucția havuzului din parcul la izvor, pentru care se vor cheltui 4 milioane de lei. Licitația a fost pornită, iar lucrările ar putea începe la începutul lunii mai. Dragi consilieri și cei care își bat capul în interesele personale și pentru promovarea imaginii, la fel personală, că primăria face tot ce este posibil și întreprinde toate măsurile. Acele proiecte care au început, cum ar fi reparația străzilor, trotuarelor, parcurilor, deocamdată rămân să fie realizat. Ceea ce ține de parcul la Izvor, deja este licitație, sperăm într-un de zile să începem și acolo lucrările. Deja am început demontarea betoanelor celor vechi care erau acolo și odată cu identificarea agentului economic câștigător vom cere la construcția havuzului după proiectul care îl avem deja. Opoziția a criticat autoritățile pentru faptul că în plină epidemie cheltuie bani pentru lucrări care nu sunt prioritare. Tot pe timp de criză a început și reparația Complexului Memorial Eternitate, pentru care s-au alocat 2,3 milioane de lei. Locuitorii capitalei pot cere deconectarea de la agentul termic. În ce condiții, ne spune colega noastră Diana Ambros. Diana, bună seara! Bună seara, Tatiana! Bună seara, doamnelor și domnilor! Cei de la Termoelectrica nu vor deconecta integral căldura, însă locatarii se vor putea adresa gestionarilor fondului locativ pentru a deconecta sau reconecta agentul termic pe timpul zilei sau pe timpul nopții, în funcție de necesitate. În această săptămână, termometrele vor ajunge pe timp de zi până la 22 de grade Celsius, iar noaptea până la 7. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a semnat o dispoziție prin care agentul termic va fi oprit dacă 3 zile consecutive vor fi înregistrate plus 10 grade Celsius în orele 18 și 6. Atât la acest subiect. Tatiana?
Diana, îți mulțumesc. În combinezoane albe cu mănuși, măști și ochelari de protecție se desfășoară perchezițiile oamenilor legii pe vreme de carantină. Inspectoratul General de Poliție a publicat imagini video în care se văd ofițerii INEI cum descind într-o locuință fiind dotați cu toate măsurile de protecție necesare. Potrivit poliției, oamenii legii au efectuat perchezițiile într-un dosar pornit pentru trafic de droguri îmbrăcați în echipament de protecție. Aceștia au mers acasă la unul dintre suspecți și au căutat marihuana. Polițiștii au îmbrăcat peste combinezoane vestele cu inscripția Inspectoratului Național de Investigații ca să păstreze măcar ceva din uniforma polițienească. Cei de la IGP spun că în prezent descinderile se desfășoară doar cu echipamente de protecție. Nivel crescut de radiații în jurul centralei de la Cernobâl, autoritățile au anunțat că această situație a fost înregistrată după incendiul izbucnit sâmbătă, în care au ars circa 100 de hectare de pădure. Nivelul de radiație este de 16 ori mai mare, anunță șeful unui serviciu de inspecție ecologică din zone. Inițial, serviciile ucrainene de urgență afirmau că nu există un nivel mai mare de radioactivitate. Vinificatorii se tem că din cauza pandemiei vor rămâne cu tot vinul acasă. Ei au început deja să-și estimeze pierderile. Și cum un necaz nu vine niciodată singur, temperaturile negative din această perioadă pun în pericol viitoarea roadă. Această plantație de viță de vie produce anual struguri pentru tone întregi de vin, care ar fi trebuit să meargă în China, Japonia sau Coreea. În acest an însă e foarte puțin probabil ca acest lucru să se întâmple. Dacă să vorbim de ultimele două săptămâni a lunii martie, când deja au intrat în vigoare toate regulile ce țin de carantină, avem o scădere a vânzărilor de peste 80%. Micșorat vânzările undeva la 50%, s-au îngreunat toate lucrările. Pierderile cumulate pe toată durata acestui an pot fi estimate chiar de pe acum. Primăvara și toamna sunt perioadele în care cel mai mult vin ieșea din depozitul nostru cu destinația Asia. Toate livrările sunt pe stand-by și nu iese producția noastră din depozit din diferite motive și deja de pe acum știm care vor fi primele pierderi. Alături de coronavirus, înghețurile de primăvară dau și ele bătăi de cap celor din domeniul agricol. Pentru moment am scăpat de înghețurile târzii de primăvară, dar noi știm că până în prima lună lui mai, noi încă suntem vulnerabili la înghețurile de primăvară. Cu toate acestea, provocarea cea mai mare este cum să plătească salariile în aceste condiții. Am în echipa mea oameni cu copii mici, soții gravide, care la moment este și o sarcina mea prin tot ce facem să le asigurăm minimum necesar, un confort oarecare. Pentru moment nu am trimis angajați în concediu sau în șomaș tehnic. Oamenii nu prea vor să vină la lucru fiindcă le frică peste tot, se vorbește despre coronavirus. Chiar dacă e carantină, prelucrarea pământului nu poate aștepta, iar angajații care continuă să lucreze respectă toate normele de protecție. Echipa de vreo 5-7 persoane care lucrează aici o împărțim foarte bine ca să fie departe unul de altul. Folosim toate protecțiile și tot materialul dezinfectant de care este nevoie. În cramă am redus la maximum activitatea în cramă, în depozit la fel, să fie doar câte o persoană. Pentru vinificatori e foarte clar că anul acesta va fi unul lipsit de profit. Își păstrează însă optimismul și speranța. Speranța mea este să încercăm să rămânem la nivelul anului 2019, deși, iarăși, întrebarea de bază este cât va dura această perioadă. În 2020 trebuia să deschidem o vinărie nouă în Cricova, unde lucrăm deja de foarte mulți ani. Va trebui să facem ceva, mai vindem ceva din proprietăți, poate, nu știu, dar va trebui să îmbuteliem. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, urmează filmul Parteneri Neobosiți. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022 210 130. Iar dacă aveți imagini care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Vă doresc o seară frumoasă!